În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți, preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase, perioada aceasta din efemerul vieții a anului civil, cei care din binecuvântate pricini nu mai au stare în cea mai mare discreție să părăsească curtea mănăstirii. Iar cei care ați venit la Sfântul, la taina Sfântului Maslu, doar acei au participat care se vor mirui de preoți la sfârșitul slujbei. Până atunci, aveți răbdare, deoarece avem anunțuri foarte importante pentru ceea ce ne reprezintă viața noastră. Aminteam despre perioada aceasta în care oamenii se întâlnesc, oamenii și mai ales familia cea mare și cea mică. Unii dintre membrii familiei care au plecat departe se întorc acasă și vor să găsească un frate, o soră, mama, tata, copilul, să-i găsească bine ca această întâlnire să le fie cu folos. De multe ori, vacanțele și concediile, care e o normalitate și un firesc al lucrurilor. Așa cum Dumnezeu, în 6 zile, a creat lumea și tot ce este pe fața pământului și tot ceea ce nu se vede, era 7-a zi, s-a odihnit și omului se cade după o strădanie și o muncă după câteva luni să se odihnească, trupește, să se așeze, să oprească timpul în loc și adune forțe noi pentru următoarea perioadă. Dar depinde de fiecare dintre noi cum alege să petreacă în întâlnirile lor, în sfaturile lor, în rezolvările pe care trebuie să odihnească pe unii și pe alții. Alții material, alții profesional, alții spiritual, alții filial, de filiație față de părinți, încât să aducă pacea. Că așa spunem noi și ne spun Sfinții Părinți că pacea e mai bună decât dreptatea în orice situație. Pacea este aleasă de oamenii care au conștiința trează, în care nu vor să-L supere pe Dumnezeu. Iar de dreptatea este aleasă de oamenii care își ghidează viața doar după legi, în care nu este viață. Mai că una din cele două lucruri ne aparține nouă cel mai mult. Libertatea de a alege din cele două una, dreptatea sau pacea. Dacă sâmbăta trecută am definit libertatea, n-ar vrea să rămânem doar să vedem cum se manifestă libertatea în viața noastră a fiecăruia, care sunt indicii care ne determină să alegem, iar voința lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu care ne dă voie să alegem și nu forțează pe nimeni. Libertatea este o taină, spun Sfinții Părinți, ascunsă
cu Hristos în Dumnezeu. El se descoperă prin Evanghelie Lui, se luminează. Toată activitatea Domnului este o lucrare de eliberare. Și toate îndemnurile biblice sunt tot atâtea dovezi despre existența libertății. Mântuitorul făgăduiește omenirii adevărata libertate condiționată de adevăr când spune: de veți rămâne în cuvântul meu, cu adevărat ucenicii mei sunteți și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, liberi. Răspunsul ei lui, urmașa lui Avram, suntem. Nimănui n-am fost robi niciodată. Cum zici doar slobozi veți fi, răspunsa Iisus lor? Amin, amin, grăiesc vouă. Oricine face păcat, rob este păcatului și robul nu rămâne în casă în veci, iar fiul rămâne în veci. Dar dacă vă veți slobozi, fiul cu adevărat vă va slobozi pe voi. Cum au stat iudei, așa stăm și noi în fața cuvintelor Mântuitorului mirați, poate chiar scandalizați. Cum noi, robi, cum noi nu suntem liberi? Și dacă vom face o analiză obiectivă, un om care este dependent, se luptă să scape de anumite dependențe din cușca în care există, cum poate el să folosească libertatea sau cum poate să folosească el adevărul sau cum poate el să stabilească dreptatea atât timp cât mintea, sufletul și trupul este încorsetat ca într-o închisoare. Când este omul liber, când este independent de orice păcat, de orice patimă, de orice rău, atunci este liber. Libertatea creștină este făgăduință dumnezeiască condiționată de cunoașterea și urmarea adevărului mântuitor. Iisus Hristos făgăduiește creștinilor și ucenicilor, tuturor credincioșilor, libertatea cea după Duh, despre care scrie Sfântul Apostol Pavel galatenilor: stați deci tari în slobozenii cu care ne-a dăruit Hristos și nu vă prindeți iarăși în jugul robie, căci voi ați fost chemați la slobozenie, numai să nu folosiți slobozenia voastră ca prilej de a sluji trupului, ci să slujiți unul altuia prin dragoste. Pavel scrie galatenilor, capitolul 5, versetele 1 și 13. Dumnezeu ne vrea și ne conduce liber. Prin libertate omul e creator și continuă creațiunea și pronia dumnezeiască. Libertatea aceasta psihologică, duhovnicească, este un privilegiu al oamenilor ce trăiesc în virtute și har. Cine trăiește în virtute și har este liber, căci roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credință, blândețe, cumpătare. Împotriva acestora nu este lege. Un om care este plin de dragostea cea sfântă, dumnezeiască, în el nu este gândire strâmbă și strâmbătate. El își călăuzește viața după adevăr. Dar adevărul îl face liber pe om atunci când el este cuprins de dragostea cea dumnezeiască.
Cum se împacă unirea cu libertatea, deoarece se pare că acestea sunt două noțiuni și două realități psihologice și sociale, ce se bat cap în cap, unirea și libertatea. Și totuși, contrazicerea dispare îndată ce dă în libertății înțelesul ei adevărat. Libertatea e neatârnare, e independență de orice rău, de orice viciu, de orice păcat, fie moral, fie social, fie național sau profesional. Robia patimilor este ca și robia politică, lipsă de independență și de ciosândă, ne spune Pavel. Sfinții apostoli numesc pe păcătoși robi. Viața virtuoasă este o viață liberă, afară de orice lege, o viață luminată și încălzită de soarele dumnezeirii. Dar aceasta nu înseamnă o libertate limitată. Nu-i deoarece nu există un ideal mai sublim ca acesta de o parte, iar de altă parte, pentru că pe alte căi nu putem decât să ne depărtăm de ținta supremă a vieții noastre, care este fericirea în comuniune de iubire sfântă cu Dumnezeu. Lumina există, nouă ne rămâne libertatea de a umbla în lumină sau a ne depărta de ea și a ne confunda în întuneric, când la urma urmelor, în libertate, omul poate face ce vrea, dar tot ce face, în contul fericirii sale, face. Și toți primim în dar cu dobândă, fie binele, fie răul. Pentru a preîntâmpina abuzul de libertate, Sfântul Apostol Pavel scrie Corintenilor: toate îmi sunt slobode, dar nu toate îmi folosesc. Toate îmi sunt făgăduite, dar eu nu mă voi lăsa stăpânit de ceva. De ce? Pentru că nu toate zidesc. Sfântul Apostol Iacov scrie: așa să grăiți și așa să faceți, ca unii ce aveți să fiți judecați prin legea slobozenii. În înțeles creștin evanghelic, libertatea e primirea principiului dumnezeiesc de viață spre sfințire. Libertatea folosită greșit îți arată că ai folosit-o greșit atunci când tu nu mai ești liber de a gândi, de a simți și când ți-a confiscat identitatea lucrurile pe care tu le-ai ales. Acesta nu înseamnă constrângere, deoarece marginile voinței morale sunt marginile legii morale. Legea morală asigură omului asigurarea scopului suprem al vieții, iar aspirația spre scopul final nu vătămă libertatea alegerii la mijlocului de a ajunge acolo unde ți-ai dorit. Cine a fost atent a putut observa că cele mai multe din rugăciunile cuprinse în cărțile sfinte ale bisericii au în vedere acest scop. Mântuirea e liberarea omului, iar mântuirea nu este altceva decât scăparea de moarte, curățire de păcate, ridicarea la starea de puritate îngerească, într-un cuvânt, e liberare. Iar eliberarea vine din libertatea omului de a alege. Libertatea este o zestre a naturii omenești, un dar dumnezeiesc ce constituie toată măreția și mizeria omului. Libertatea e măreție pentru că e un privilegiu exclusiv al omului, dar și mizerie, căci zdrobit sub măiestria ei regală, Adam pierde raiul fericirii. Prin libertate ne înălțăm sau cădem. Libertatea ne închide și ne deschide paradisul. Libertatea face din om înger sau demon, un sfânt
sau un netrebnic. Libertatea e ca focul. Întrebuințată cu grijă e o binefacere. Neîngrădită constituie o mare primejdie pentru fiecare dintre noi. Otrava care ucide libertatea este răul constrângerii. Constrângerea omoară libertatea. Creștinismul nu constrânge, ci îmbia adevărul pe calea iubirii. Iubirea este soarele vieții și puterea libertății. Cine lucrează prin constrângere e antichrist și anticreștin. Acela degradează libertatea în arbitrar și libertatea arbitrară și rebelă duce la crimă, la distrucerea sa proprie. Când totul e permis omului, libertatea devine sclavă. Omul devine sclav și în acest caz el a pierdut cu ea, cu tot ceea ce a avut mai scump în lumea aceasta. Libertatea adevărată este Hristos și Fecioara Maria, adică nevinovăția și puritatea. Idealul ei este împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Libertatea rebelă, idealul ei este Sodoma. Libertatea adevărată este în strânsă legătură nu numai cu omul, ci cu credința în Dumnezeu. Cine neagă pe Dumnezeu, se substituie el în locul lui. Dar negațiunea aceasta nu se îndreaptă numai împotriva lui Dumnezeu, ci și împotriva omului și a libertății sale. Ateul devine un posedat, un om dedublat, un om cu două euri, un sclav. Libertatea ateie cuprinde o violență supremă, o constrângere, abuz, revoltă nelimitată, e despotism nemărginit. Libertatea adevărată este numai în creștinism. Mântuitorul Hristos ne-a dat ultima și singura libertate autentică. Libertatea în bine, libertatea în adevăr, libertatea harică, libertatea mântuitoare, libertatea ideală, pentru care se cere atât educație, atât stăpânire de sine, atât luptă cu poftele animalice și cu instinctele sălbatice. O ultimă lămurire, în ce raport se află libertatea cu autoritatea, nu este o contrazicere între ele. Depinde cum le înțelegem și pe una și pe alta. O autoritate despotică, tiranică, este în contrazicere cu libertatea. La fel, libertatea anarhică cu autoritatea legală. În creștinism însă, adversitatea și contrazicerea aceasta nu există, fiindcă religia creștină nu confundă libertatea cu anarhia, nici autoritatea cu despotismul. În creștinism, libertatea este însăși autoritatea, autoritatea morală divină. Pătrunsă în fiecare suflet, în creștinism, autoritatea și libertatea sunt cotopite și cristalizate în trei așezăminte salvatoare. 1. În familie, 2. În stat și 2 și 3. Biserică. Aceste așezăminte de parte de a ne răpi libertatea, ele tocmai ne o asigură. Familia, statul și biserica. Ele nu sunt închisori, cum unii înțeleg, ci adăposturi de ocrotire și forțe de conservare a vieții și a culturii. Ceea ce e leagănul și mâna părintească pentru copii, ceea ce sunt gardurile pentru grădini și digurile pentru râuri, sunt aceste așezăminte pentru ocrotirea vieții și a libertății omenești. Cum ar crește în libertate un copil lăsat singur,
în pustie sau în pădure. S-ar târâ ca un animal sau s-ar nimici. Cu roade ar putea da o grădină lăsată de pradă animalor sau cu ravagii. Ce ravagi ar face râurile dacă s-ar revărsa peste maluri, fără împotrivirea digurilor? Care e cursul normal al apei? Să ia razna peste câmpii sau să curgă printre sărmuri, spre mare, spre locul unde este locul lor? Evident că în grădinile autorității se îndreaptă contra pornirilor rele și scot la iveală un factor strâns legat de libertatea. Răspunderea. Un om, oricare ar fi el în lumea aceasta, care îți folosește responsabilitatea iresponsabil și nu dă dovadă de asumare în responsabilitatea primită, se condamnă la închisoare. A fi liber înseamnă a fi răspunzător de faptele săvârșite. Suntem liberi când facem binele, pentru că atunci suntem ființe morale. Creștinismul este religia iubirii și a libertății. Fericitul Augustin a stabilit raportul dintre libertate și autoritate în 5 cuvinte din 6 silabe. Iubește și fă ce vrei. Deși sfatul acesta îl primește de la duhovnicul Ambrozie, când Sfânta Monica, mama fericitului Augustin, merg împreună să ceară sfat duhovnicesc de la duhovnicul Ambrozie. Și completează fericitului Augustin prin povață, duhovnicul Ambrozie, ce dorești tu de la alții să faci tu mai întâi și ceea ce ție nu-ți place la altul să nu-i faci. Un grădinar avea o grădină frumoasă, plină cu tot felul de flori, toate vesele, frumoase și fericite, dar într-o zi vântul șoptește florilor. Admir răbdarea voastră, dragile mele, prietene. Câtă lucrare face grădinarul în jurul vostru, fără ca voi să vă împotriviți și vă dă o creștere nefirească. Noi nu creștem în chip firesc, întreabă rochița rândunelii, încărcată de flori catifelate. Mă fac să râd, răspunde vântul. Căci oare e firesc să fii cățărată în jurul unei bucăți de lemn? Rochița rândunelii, cea sălbatică, se întinde cum îi place. Pe gând aici, grădinarul stă lângă voi și vă ține în robie, apoi se întoarce către garoafă. Și pe tine, de ce te leagă grădinarul de gât când ești atât de frumoasă? Se vede că n-ai încredere în tine. Apoi către trandafirul lucrător îi spune: de ce grădinarul taie frumoasele tale crengi și nu te lasă să crești în bogata ta frumusețe? În felul acesta a vorbit vântul și celorlalte flori, care până acum trăiau mulțumite de îngrijirea grădinarului. De acum înainte, toate doreau să fie libere și vântul le promise că le vine în ajutor. Este vorba despre cei care smintesc prin faptă, prin cuvânt, fără să aibă niciun fel de folos, pe cei de-aproape lor, încât să-i ducă în deznădejde, să-i împuțineze, să fie triști. Pe la mijlocul nopții veni și urlă: a sosit momentul, trăiască libertatea. Trăiască libertatea, răspunsele florile, mișcate și puțin înspăimântate.
În jumătate de ceas toate legăturile fură rupte și flori răsturnate de la locul lor. După ce vântul dispăru, urma o ploaie care desăvârși dezastrul. În ziua următoare, grădinarul rămăsese încremenit în fața priveliștii, apoi exclamă: unde este frumoasa și vesela mea grădină? Iată ce face libertatea rău înțeleasă și lipsa de educație. Duce totul la ruină și sălbătăcie, în care consemnează răscoala florilor de Măhilicescu Vasilescu în lecturi despre oameni și natură. Grădinarul este Hristos, grădina e lumea, florile sunt oamenii, vântul e Duhului Antichrist, suflă peste așezările de veacuri ale omenirii cuvânt de nebunie. Armele lui Antichrist vor să schimbe din temelii ordinea lumii în numele unei libertăți greșite, așa cum este înțeleasă astăzi. În numele unor păgăduințe, în dosul cărora se ascunde cea mai urâtă tiranie politică și morală, noi am arătat pe temeiuri raționale, biblice și psihologice că există o libertate arbitrară, laică, ce degenerează în anarhie socială și în despotism politic, și mai există o libertate creștină, harică, libertatea în adevăr și în virtute. Și aceasta ne face cu adevărat liberi, adică independenți de orice păcat, de orice rău. O renaștere morală a omenirii e cu putință numai când oamenii vor înțelege să trăiască în duhul acestei libertăți creștine. Că grăitunea Sfântul Apostol Pavel: Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea omenirii. Potrivit cu aceasta una libertate, și cine îl determină să aleagă el libertatea cum știe el cel mai bine? Adevărul sau de dreptatea înțeleasă de el? Cum va fi înțeleasă dreptatea sau adevărul de o minte care este supusă la multe încercări ale vieții, la îngenunchieri de tot felul, fie cu boală, fie cu neșansa de a avea părinții lângă tine, de a te povățui, de a fi împreună, fie prin deprinderi de tot felul, prin răutăți adunate, invidie, frustrări ale vieții. Când mintea este tulburată de tot felul de lucruri, cum se va vedea adevărul de mintea aceasta sau dreptatea acelui om cu mintea care este tulbure? O, Doamne, dacă Sfinții Părinți spun că într-o minte tulbure orice lege dreaptă devine strâmbă, și atunci este tentat omul să-și apere pruncii lui, care sunt patimile, iar libertatea ți-o dă atunci când tu ți-ai ucis pruncii tăi de piatră, adică la ceea ce ții tu mai mult, la patimile tale, nu se referă la pruncii tăi, cum zic, ca la niște prunci. Te face liber atunci când tu a renunțat la ei de plin. În Vechiul Testament, legea talionului era socotită o expresie a dreptății, în timp ce în Noul Testament această lege a fost înlocuită cu iubirea creștină, cea care desăvârșește dreptatea. În Sfânta Scriptură, dreptatea are adesea înțelesul de sfințenie, de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor, consemnează Matei în capitolul 5, versetul 20. Dreptatea lui Dumnezeu este dragoste,
îndelungă răbdare și îngăduință. În timp ce dreptatea și judecata omenească sunt nedrepte, dreptatea dumnezeiască este să faci ceea ce îl odihnește pe aproapele tău. Dacă, de pildă, ai de împărțit ceva cu cineva, dă-i nu numai jumătate din ceea ce ai, ci cât vrea acela. Dreptatea omenească este atunci când, de pildă, trebuind să împarți ceva cu cineva, dai jumătate și tu ții cealaltă jumătate. Dreptatea omenească nu este pentru oameni ni duhovnicești. Ea este doar frână pentru oamenii lumești. Omul duhovnicesc este lipsit de minte dacă o folosește numai pe ea. Pentru că înaintea dreptății dumnezeiești, dreptatea omenească este ca o cârpă lepădată, așa cum amintim noi în rugăciunea a șasea din taina Sfântului Maslu. Că de vei căuta Doamna fără de legi, cine va putea suferi? Pentru că toată dreptatea noastră este ca o cârpă lepădată, iar păcatele tinerețe noastre și ale neștiințele noastre nu le pomeni Doamne. Dreptatea omenească susține că cel care a greșit trebuie să fie pedepsit. Dreptatea dumnezeiască cere însă omului să-și recunoască greșeala și să se pocăiască pentru a fi astfel iertat. Orice dreptate omenească, chiar și cea mai desăvârșită, se întemeiază întotdeauna pe principii omenești. Numai Dumnezeu judecă drept, fiindcă numai El cunoaște inimile oamenilor. Noi, deoarece nu cunoaștem judecata dreapta lui Dumnezeu, judecăm după înfățișare, din afară, de aceea greșim în judecata noastră și ne dreptățim pe celălalt aproapele nostru. Dumnezeu nu ne va nedreptăți niciodată, pentru că El ne iubește, întrucât există dreptate și răspătire dumnezeiască. Tot binele pe care omul face nu se pierde. În acest motiv, cel care cere să fie îndreptățit de oameni este lipsit de minte. Sfântul Paisia Ghioritul, contemporan cu noi, a vorbit și vorbește în repetate rânduri cu noi astăzi despre nedreptate, pe care o consideră un mare păcat. Toate păcatele au circumstanțe atenuate. Nedreptatea însă nu are, iar pe deasupra ea atrage și urgia lui Dumnezeu. De aceea, cele mai multe rele care se întâmplă sunt din cauza nedreptăților omenești. Câte conflicte, câte dispute, câte răni produse între oameni, în familie și mai ales în această perioadă în care se întâlnesc oamenii și încep să dispute nedreptățile sau dreptățile pe care le-au făcut. Nedreptatea este de două feluri, materială și morală. Nedreptatea materială este cea prin care cineva îl nedreptățește pe altul în lucruri materiale, în timp ce nedreptatea morală se referă la înșelarea care aduce prejudicii sufletești, de pildă, când cineva amăgește un copil sau când vorbește despre altcineva inventând regizări mincinoase la adresa altcuiva, fără să aibă niciun câștig. Fiecare om se raportează la nedreptate potrivit cu starea lui duhovnicească. În acest sens, Sfântul Paisie afirmă că există patru stadii în înfruntarea nedreptății. De pildă, când cineva te lovește pe nedrept, prima treaptă, îi răspunzi cu aceeași măsură. A doua treaptă, simți în lăuntrul tău o mare tulburare, dar te abții și nu îi întorci cuvântul, nici nu reacționezi. A treia treaptă, nu te tulburi, rămâi neatins. A patra treaptă, simți multă bucurie și fericire pentru nedreptate care s-a întâmplat. Încheie Sfântul Paisie. Din toate aceste patru,
înțeleptul, cel care are iubirea dumnezeiască în el, gândindu-se că orice cuvințel spus anapoda, care produce rană, este un cui, o rană adăugată pe trupul lui Iisus pe cruce. Și te numești răstignitor de Hristos. De aceea se cere prudență atunci când vorbești. Și se recomandă mult mai mult și în tradiția populară se spune că vorbirea este de argint și tăcerea de aur. Adică dă valoare. Iar tăcerea este limbajul veșniciei. Unul din sfaturile pe care ni le recomandă Sfinții Părinți să nu răspunzi la provocări. Suntem atât de fragili, vedem oameni cu diferite responsabilități în lumea aceasta, mai mari sau mai mici, dar care sunt atât de slabi, atât de neputincioși. Iar Sfinții Părinți ne recomandă în continuu să nu crezi tot ce auzi, să nu spui tot ce știi, să nu dai tot ce ai, să nu faci tot ce poți. Cei nedreptățiți sunt cei mai iubiți copii al lui Dumnezeu, pentru că fiind nedreptățiți, îl au în inima lor pe Hristos. Cel nedreptățit se bucură și în prigoană și în temniță, ca și cum s-ar afla în rai, pentru că acolo unde este Hristos, se află raiul. Judecata dumnezeiască este întotdeauna dreaptă și înseamnă îndelungă răbdare, care are lăuntrul ei smerenia și dragostea. Dumnezeu este foarte drept, dar și mult milostiv. Și milostivirea Lui biruiește dreptatea Sa. De aceea, nu dreptatea cerem noi din partea lui Dumnezeu pentru noi. Din noi cerem mila lui Dumnezeu. Că dacă va fi după dreptatea noastră, pe principiile după care noi ne ghidăm și ne consumăm viața, ar fi vai și amar. Dreptatea este facultatea de a da fiecăruia ce îi se cuvine, afirmă Sfântul Vasile cel Mare. Însă această acțiune reprezintă o încercare presărată cu multe dificultăți. Este anevoios să găsești mereu cel mai optime o soluție în situații care apar uneori într-un mod iminent. Din fiecare decizie pe care o adoptăm, trebuie să transpară cel mai bune intenții alături de dorința de a accepta și promova valorile autentice în detrimentul falsității, răului și, în general, a minciunii și a dreptății pe care o vede omul tulburat. În interiorul nostru, a fiecăruia de noi, există în permanență un tribunal în cadrul în căruia mintea și conștiința îndeplinesc rolul judecătorului, plăcerea este avocatul păcatului, iar frica de Dumnezeu apără virtutea. Pentru că suntem înzestrați cu voință liberă, titlul nostru de glorie, putem înclina balanța ori într-o parte, ori în alta. Dar libertatea nu implică numai puterea de alegere, ci și responsabilitatea.
deoarece avem înnăscut în noi un criteriu natural, scrie Sfântul Vasile, prin care deosebim binele de rău. Trebuie ca în alegerea faptelor pe care le săvârșim să facem o dreaptă deosebire între ele. Sfântul Grigorie din Aziaz arată și el că dreptatea este deprinderea ce împarte tuturor egal și fiecăruia după vrednicie. Ne situăm în planul dreptății pământești. De exemplu, un judecător exercită dreptatea în clipa în care ia o decizie nu în baza iubirii sau aurii, simpatiei sau antipatiei, din considerente materiale, sociale, religioase, politice, ci urmând firul lucrurilor, pedepsind pe cei nevrednici și grațiindu-i pe cei nevinovați. Dreptatea are totodată și un sens spiritual moral, confundându-se cu binele și neavând amestec părtășie cu răul. Nu se referă doar la partea juridică, ci poate fi definită ca o sumă a tuturor virtuților, a tuturor bunătăților. Potrivit Părintelui nostru Sfânt, Dumitru Stăniloae, care ne spune: a acționa în conformitate cu dreptatea înseamnă a fi corect, sincer în gânduri, cuvinte, atitudini, manifestând concordanță între intenție și faptă. Înseamnă a spune mereu adevărul, evitând situațiile conflictuale. A propaga dreptatea echivalează cu a fi om. Pe lângă aspectul juridic și cel spiritual moral, mai putem vorbi despre o dreptate imanimente cu Sfântul Vasile cel Mare, care spune, care vine de la Dumnezeu în calitatea sa de drept și suprem judecător, fie pentru a ne îndrepta după ce am greșit, fie spre a răsplăti în urma unor fapte bune. Frica de pedeapsa devine și dorința de răsplată ne ghidează foarte bine în viață. Și ne amintim noi despre Vameș, care îl mărturisește păcatul, spunând: Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. El imediat, tribunalul, judecătorul, conștiința lui deodată, văzând binele pe care îl face Dumnezeu, pe care el nu-l merita, a rămas surprins, el își mărturisește vinovăția. Pe de altă parte, pentru că a nedreptățit pe cineva, îi va întoarce de 4 ori, potrivit cu legea Vechiului Testament, încât el să-și facă canonul și după legea spirituală, dar și după legea civilă, judecătorească, încât pentru un nou furat trebuie să dai 4 ouă înapoi. Cu tristețe remarcăm faptul că dreptatea a devenit un principiu străin de lumea democratică în care pretindem că trăim. Batem la uși închise, completăm formulare, dăm curs birocrație, așteptăm decizii din partea unor persoane care ne ignoră și care hotărăsc de multe ori în necunoștință de cauză, în funcție de beneficiile urmărite. Chiar dacă dreptatea terestră întârzie să se pronunțe, cea dumnezeiască nu va pregeta să se facă simțită și mai devreme sau mai târziu. Dreptul va fi răsplătit și răufăcătorul va fi pedepsit. Dumnezeu este iubire, dar și drept. Iar noi, din judecători, putem deveni oricând judecați. Ajungând în acest punct, înțelegem cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos rostite în celebra sa predică de pe munte: fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura, adică vor participa la masa lui Dumnezeu în împărăția sa, dobândind fericirea deplină în viața cea veșnică. Iubiți credincioși și credincioși, preîncheiere, n-ar vrea să rămânem doar cu libertatea și dreptatea pe care cum o vedem noi. Sfântul Pavel scrie Romanilor despre iudei că, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu
și căutând să-și statonicească dreptatea lor, dreptății lui Dumnezeu nu s-au supus, că sfârșitul legii este Hristos spre îndreptare tot celui ce crede. În aceste cuvinte este învinuit un popor întreg, un popor ucigător de profeți, că n-a înțeles ce e dreptatea. Ideii își închipuiau că dreptatea constă în împlinirea formală și ceremonială a legii. Din închipuirea aceasta s-a născut secta fariseilor, atât de aspru mustrată și osândită de Mântuitorul Lumii. Ce este dreptatea? Din punct de vedere creștin, dreptatea nu e numai virtutea de a da fiecăruia ce îi se cuvine. Înainte de a fi o virtute morală, dreptatea este o problemă de renaștere și mântuire. În stare de păcat, omul i-a plecat încovoiat gârbov. E într-o stare nefirească, nu e drept. E strâmb, în starea aceasta erau toți păgânii, elinii și iudeii. Toți erau sub păcat și nimeni drept, pentru că toți s-au abătut de la calea mântuirii. Toți căutau să statonicească dreptatea lor, nu dreptatea lui Dumnezeu. Cât de falsă era dreptatea aceasta, ne arată răstignirea Mântuitorului, uciderea profeților și apostolilor, prigoana bisericii și astăzi ne arată comportamentul celor mari și celor mici în diferite responsabilități în care sunt chemați și sunt puși. Chiar fariseul Saul devine Pavel apostolul, mărturisește că atunci când prigonea pe creștin, trăia în dreptatea legii, adică într-o dreptate formală, sectară, falsă. Dreptatea creștină se descoperă în Evanghelia plină de credință și este înainte de toate îndreptare. E urmarea și slujirea lui Hristos. E o formă a vieții personale prin Harul și Evanghelia Mântuitorului, care a venit în lume să ne învețe cum să trăim în sfințenie și dreptate. Dreptatea creștină nu se face după litera legii, care omoară, ci după Duh. Izvorul ei adânc este cunoștința și puterea ei nebiruită a credinței, smulsă din adâncul nepătruns al conștiinței religioase și morale. Dreptatea prea adeseori devine nedreptate strigătoare la cer. Nu se poate nici identifica, nici legaliza, nici împărți. Dreptatea dreaptă presupune o conștiință curată și o credință vie, cum a avut-o Avram, prietenul lui Dumnezeu, când a fost gata să aducă jertfă pe fiul său, Isaac. Împărățile fac dreptate, sunt o mare adunătură de oameni, exclamă fericitul Augustin, care se dărâmă unele pe altele, se nimicesc. Ei întocmesc legi, dar nu pe adevărul și lumina lui Hristos. Casele care nu se fac după legile zidirii se dărâmă în cel din tâi cu tremur. Împărățiile când nu țin seama de legile veșnice ale dreptății și moralității se răstoarnă. Noi creștini trebuie să ne însemnăm odată pentru totdeauna că dreptatea e pâinea poporului, iar legea morală a prietenului și puterea celui slab apără de puterea nedreptății. Orice slujbaș al statului trebuie să știe că este un servitor al legilor morale și un împărțitor de dreptate. Nu este domn, căci numai Dumnezeu este domn. Funcționarul este slugă. Cel ce vrea să fie mai mare, acela să fie sluga tuturor sau slujitorul tuturor. Dar nu o slugă netrebnică, ci un adevărat slujitor, cinstit, înțelept și drept. Unde e lege morală și dreptate, este ordine și nu e lipsă de arme. Unde nedreptatea strigă la cer, armele nu mai au nicio putere. Se topesc cum s-au topit săbile păgânilor care ucideau pe creștini. Unde e dreptate, acolo e pace, frăție și bineînțelegere între oameni și între neamuri. Legile morale sunt date ca să fie ținute și respectate. Legea e aspră, dar e lege, încât
Românii mai spunem că dreptatea trebuie făcută chiar dacă s-ar prăbuși lumea. Ne spune în legile justiției în care se împarte dreptatea. Să fii om cinstit, om de omenie, om de treabă, să-ți faci slujba, să-ți îndeplinești datoriile morale și civile cu conștiința curată, să slujești oamenii cu dragoste creștinească și cu dreptate frățească, este o virtute foarte înaltă. Atât se cere oricărui slujbaș sau dregător creștin să țină legea, să facă dreptate tuturor și totdeauna, dar creștinește nu jidovește, ne arată Sfinții Părinți. După suflet, nu după față. După conștiință, nu numai după paragrafe. După duh, nu numai după litera lege, ne recomandă Sfinții Părinți. Când ești drept, n-are nimeni ce-ți face, chiar dacă te-ar omorâ, căci omoară numai trupul, iar sufletul rămâne curat. Când ești nedrept, atunci chiar dacă nu te pedepsesc cu oamenii și scapi de judecata lor, te bate Dumnezeu mult mai rău decât oamenii. Se spune despre un om că l-a bătut Dumnezeu când vine peste el nenorociri mari din pricina fără de legilor, lui nepedepsite de oameni. Atunci lumea din jurul său e zguduită din cap și constată întărită, sufletește că dreptatea e făcută de divinitate. Dar, vai și amar, să ajungi să fie de Dumnezeu dreptatea împărțită pentru tine. Să lepădăm așadar păgânătatea și ușurătatea în care ne căutăm după noi legi, după libertatea noastră, dreptatea în lucruri în care nu se arată adevărul. Să căutăm dreptatea cea sfântă, care e roada luminii. Cine vețuiește în dreptate, umblă în lumină, trăiește fără prihană, urmează voia lui Dumnezeu. De aceea, închei cu o istorioară pe care mulți dintre cei mari de diferite vârste, cu diferite responsabilități, devin sensibili atunci când li se atrage atenția. Se face că era un fiu căruia nu-i plăcea să locuiască în casa tatălui său din cauza iritației constate din partea lui. Tot timpul era sensibil. Televizorul era pornit în cameră în care nu era nimeni. Închide-l, spune tata. Încuie ușa. Nu mai irosea atâta apă. Fiul nu-i plăcea ca tatăl său să-l deranjeze pentru chestiile acestea mici. A trebuit să le tolereze până la o anumită zi, când a decis să ducă pentru un interviu de angajare. De îndată ce obțin slujba, plec din oraș. Nu mai vreau să aud nicio plângere de la tatăl meu. A fost ceea ce a spus el. Avem și în zilele noastre copii care stau în proximitatea școlilor cu casa părintească, dar aleg să plece din casa părintească folosind pretexte că nu se simt bine pentru a învăța, pentru a sluji în casa părintească. Și pleacă din tot ceea ce au, mai bun și mai frumos, și sunt asigurați, încât se ducă să facă, să-și respecte libertatea. Părinții ce spun? Ca nu cumva să plece mult mai departe, ca să știm de el, îi acordăm această atenție și la cheltuielile pe care le au, să adaugă altă cheltuială, că trebuie să plătească și chiria copilului care își dorește libertate. O, câte lucruri și câte morți
se întâmplă în fiecare zi din cauza libertății prost înțelese. Când merge la interviu acest tânăr, tatăl a sfătuit: răspunde la întrebările puse fără ezitare. Chiar dacă nu știi răspunsul, menționează-l cu încredere. Fiul a ajuns la locul interviului și a dat seama că nu erau agenți de pază la ușă, deși ușa era deschisă afară. Probabil era o pacoste pentru oameni care treceau sau intrau. A închis ușa și a intrat în birou. Pe ambele părți ale drumului vedea flori frumoase, dar grădinarul lăsase cheia deschisă și apa din furtun continua să curgă. Apa se revărsa pe drum. A ridicat furtunul, l-a schimbat și l-a pus lângă alte plante care aveau nevoie de apă. Nu era nimeni în zona de recepție, totuși era un anunț care spunea că interviul va fi la etajul 1. A urcat încet scările. Lumina era încă aprinsă la 10 după amiază, probabil la 10 dimineața, probabil din noaptea dinainte. Și a amintit avertismentul tatălui său: de ce ieși din cameră fără să stingi lumina? Părea că o pot auzi și acum, spune fiul, chiar și simțindu-mă enervat de acest gând. Am căutat întrerupătorul și am stins lumina. Sus, într-o sală mare, a văzut mai mulți oameni stând, așteptându-și rândul. S-a uitat la numărul de oameni, s-a întrebat dacă are vreo șansă să obțină postul. A intrat pe hol cu niște nervi și a călcat pe covorașul de bun venit, pus lângă ușă, dar și-a dat seama că era cu susul în jos. Am îndreptat covorașul cu iritație. Obiceiurile sunt greu de uitat. El a văzut mulți bărbați intrând în sala de interviu și ieșind imediat pe altă ușă, deci nu avea cum să ghicească cineva ce să întrebe la interviu. Ce îl va întreba la interviu? Când i-a venit rândul, s-a oprit în fața angajatorului cu oarecare îngrijorare. Responsabilul i-a luat tactele și, fără să uite la ele, a întrebat: când poți începe munca? El s-a odihnit, s-a gândit: o fi o întrebare capcană care mi se pune în interviu sau e dificil să mi se ofere postul? La ce te gândești? L-a întrebat șeful. Nu mă punem întrebări nimănui aici, pentru că credem că prin ele nu putem evolua abilitatea cuiva. Prin urmare, testul nostru este de a evalua atitudinile unei persoane. Am făcut niște teste bazate pe comportamentul candidatelor și am urmărit pe toți prin camerele de supraveghere. Niciunul dintre ei care a venit azi aici nu a făcut nimic pentru a închide ușa, furtunul, covorașul de bun venit nu l-a schimbat. Tu ai fost singurul care ai făcut-o, așa că am decis să te selectăm pentru un post, a spus șeful. Obișnuia mereu să se chinuie cu disciplina tatălui său, dar până atunci și-a dat seama că datorită ei a obținut primul loc de muncă. Tot ce ne spun părinții este doar pe binele nostru, dorindu-ne un viitor frumos. Iar Părintele Ceresc ne arată prin ceea ce ne trimite, prin ceea ce ne arată, prin examenele vieții, cum putem ajunge într-un post sigur al fericirii. Pentru a deveni o ființă umană de valoare, trebuie să acceptăm mustrări, corecții și îndrumări, care elimină obiceiurile și comportamentele proaste. Așa fac părinții noștri când ne disciplinează. Tatăl nostru este învățătorul nostru. Când aveam 5 ani, un rău voitor, când aveam vreo 20 de ani și un ghid pe viață, când aveam 30 de ani. Mamele pot merge la casa copiilor lor când îmbătrânesc, dar tatăl nu știe cum să facă asta. Nu are rost să-ți rănești părinții când sunt în viață, să regreți când nu mai sunt. Întotdeauna tratează cum trebuie, cu respect, cât te ai în viață
ca să nu fie prea târziu. Respectați-vă cu recunoștință părinții care sunt și țărâna în care sunt adăpostiți. E foarte necesar acest lucru. Este foarte necesar și mai ales atunci când ne pare rău, când mintea noastră n-a fost de ajuns de trează și conștiința în care nu ne-a dat voie să primim cu multă bucurie fiecare cuvânt și dojoană așa cum trebuia să fie primit. Și acum și unii și alții și într-o parte și în alta ne dorim și mai ales cei care nu mai au părinți și care au plecat la ceruri își doresc dojoana părintească și amintesc cu multă bucurie de povața și dragostea lor. Iar astăzi, când examenele sunt atât de grele în lumea aceasta, rugăciunile și sfatul părinților este darul cel ceresc. Iubiți-vă părinții și prețuiți-i cât aveți în viață. Nu mai fiți supărați. Nu mai fiți sensibili la dojoana lor. Este cea mai sfântă. Orice lucru spus. Și dacă spune ceva care nu-ți place și deranjează, dovedește că meriți și că faci parte din filiația lor, încât Dumnezeu se va uita cu milă. Fii Doamne, fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelețește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile Tale nu treci cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție de mărire se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.